de la bun început. Vreau să vă spun care este ipoteza aceasta. Numele lui Emilius nu provine de la tot ceea ce s-a propus până acum, cei mai mulți începând de la Emin. Nu de la Emin trebuie să pornim aici. Emin este o evoluție de la un alt nume, mai vechi. Și ăsta, numele ăsta mai vechi, trebuie să-l avem în cap. Bunicul lui Eminescu, Vasile Iaminovici, așa apare în prima atestare a numelui Iaminovicilor. Iaminovici. Deci, de la un Iamin, nu de la Emin, de la un Iamin. De la un Iamin se poate ajunge la Emin. Este altă problemă. Dar scăpăm de chestia asta cu turcii și cu armenii și cu astea. Nu au nicio legătură. Cu care este numele pe care eu și cu, asta e foarte important, cu profesorul Ioan Filipciuc de la Câmpul Lung Moldovenesc. Noi am colaborat. Îl cunosc eu, sunt eu. Așa. Și el și cu mine am hotărât, hai să ne prezentăm la Togăneanu cu această comunicare, fiindcă noi am gândit cam la fel. Ce mi-a plăcut mie cel mai mult de la el? Tocmai faptul că el a acceptat această idee. Pornind de la Iamin. Și atunci ne-am împărțit. El a spus că va căuta antroponime, va căuta nume de persoane. Eu am spus că voi căuta nume de antroponimie, adică și el persoane. Da. El s-a dus la Cracovia, a umblat în Polonia pentru... Într-adevăr, acolo a fost Eminovici și, de pildă, într-o familie, au fost 50 de bărbați cu numele Eminovici. E clar. Ei, nu asta trebuia să caute. Trebuia să caute ceva care începe cu Iamin. Și a găsit. S-a dus la biblioteci acolo. El a dus să le găsească astea în cimitirele din Dracolo. Nu s-a dus acolo. De acolo sunt 5 cimitire. S-a dus într-un uriașă. Nu au fost afli acolo. Așa, ducându-i de în cruce, în cruce. Și atunci a crezut că mai bine se retrage în bibliotecă. S-a dus la o bibliotecă mare, a Milon, acolo și a căutat. A avut dicționare de nume de persoane și a ajuns la un Iamin, dar nu ca nume care începe cu Iamin, ci un compus, Ben-Iamin. Ben-Iamin. Care este Ben-Iamin? Nume biblic. Nume biblic. Apare de vreo 4 ori în Biblie, ela. De vreo 4 ori apare, dar numai una dintre versiuni trebuie să o avem în vedere, aceea care a pătruns și în calendarul ortodox român. De ce? Bunicului despre care am vorbit, Vasile Iaminovici, era cantor bisericesc. Da. Un frate al Căminarului, Eminovici, Gheorghe Eminovici, a scris de la început, când a adoptat acest nume, cu E, Eminovici. Eminovici pornește de la Căminar, propriu zis. Aici ar trebui chiar să fac o paranteză, să spun că numele de familie până în secolul al XVIII-lea nu se transmiteau din tată în fiu, ci se crea un nume, al doilea nume, afară de numele de botez. Numele de botez, de regulă, luau din calendar. De regulă, dar nu întotdeauna. Iar și criteriul înrudiri de sânge. Și atunci, dacă avea pe cineva în familie
care n-a mai, n-a mai, nu, pe, n-au perpetuat numele acesta. Omul a spus, deși m-am născut data de cazul meu, de exemplu, eu m-am născut în 23 aprilie, nu mă cheamă Gheorghe. Fiindcă moșul meu și-a dus aminte că un bunic și un străbunic de-a lui a purtat numele Simeon și ei nu l-a mai folosit, l-au luat pe Ion și am avut un frate care a murit la vârsta de un an și atunci a zis, nu m-am născut eu, dacă nu murea asta nu m-aș fi născut, pune numele Simeon ca celor bătrâni. Deci criteriul ăsta este bate pe cel calendaristic religios. Dar cei mai mulți alegeau totuși nume din calendar. Fratele despre care vreau să vă spun, al Căminarului, se numea Ioan Iaminovici. Exact ca bunicul Iaminovici. Deci, astea sunt cele două atestări foarte importante. Acest Ioan Iaminovici nu știa carte. A fost vornic în satul Călinești, adică primar, în Călinești, lui Cuparencu. A fost și el epitrop la biserică, zic și el, că și el bătrân, Vasile, a fost cântăreț și epitrop. Nu trebuia să știe carte. Punea degetul în Ioan. Dar la sacerdoți era de nebătut. Și deci, de aici trebuie să pornim. Și știți acum despre ce este vorba. Problema se punea așa. Nu aveam suficiente date. E mai mult un nume calculat în birou, ca să zic așa. Trebuia date. În legătură cu ven al cuvântului, nu era nicio problemă pentru noi. Că asta se explică foarte simplu. Cum de-a dispărut ven. Ven este ben. Ben este fiu. Da? Era al 12-lea fiu al lui Iacob. Și Iamin înseamnă cel bun, cel de partea lucrurilor și a faptelor bune. Ce este bun e în dreapta, dar nu în stânga, nici în politică de astăzi. Nu-i bună în stânga, dreapta. În italiană stânga se numește sinistra, corect. Ceva groaznic, nu? Stânga. Noi lucrăm cu mâna dreaptă, excepții sunt care lucrăm cu mâna stângă. Deci aici se punea problema. Deci era din partea stângă cu Iamin, cu Iamin ăsta. Nu aveam nume cu Iamin, cu Iaminovice, cu Iaminov aveam, nu aveam decât astea Iaminovici din familia lui Eminescu și am început să căutăm în tot felul de cum să zic așa, surse, printre care și Namespedia. Deci ce înseamnă asta? Namespedia înseamnă nu Wikipedia, ci echivalentul Names, nume, pentru nume. Din 2018 România a aderat la această Namespedia și acolo, dacă dorești acum să cauți ceva, un nume, un nume de familie sau un nume de botez, te duci, deschizi Namespedia asta și îți arată acolo, îți aduce toate numele cerute. Am căutat pe Veniamin, ăsta m-a interesat. De ce? Ajuns în spațiu slav, orice cuvânt, din orice limbă, V-ul se transformă în V.
Se transformă în vorbă. Foarte multe, n-are rost să vă înșir aici, toate Bartolomei sau Bartolomei, nu? Bartolomei. Din nota vene, din nota vene. Nu, cu nota vene. Nu, e vorba de cuvinte de note. Și din altele din latină luate și din greacă, se transformă slavic în vorbă. Litera B la latină e B la... Da. Deci am avut aici, dar numele astea pe care mi le dăm acum pe internetul sunt cele prezente, actualitatea. E bine și asta, că vedem că acest nume, Veniamin, nu este un nume puțin utilizat. Este un nume destul de frecvent. Și atunci am mers la alte pe urma sau prin internetul ăsta, am ajuns chiar înainte de Ștefan cel Mare, unde a fost un Veniamin într-un act. Ceea ce a fost încurajător. Dacă am avut numele ăsta de acolo, am putut merge încet, încet, am mai găsit și în alte epoci și poate cel mai cuunoscut în țara noastră, fiindcă l-a purtat un mare bărbat, Veniamin Costache, mitropolitul Moldovei, care la 24 de ani a fost episcop, la 34 de ani a fost mitropolit, a ajuns mitropolit. Și în general se găsește la biserici, la mănăstiri, episcop, foarte mult s-am găsit cuvântul acesta. Deci, nu poate fi contestat acest nume. Mai erau și niște factori favorizanți. În ce sens? Dacă numele se făcea numai pentru o generație și se pierdea după aceea, numele pe care noi îl numim astăzi nume de familie, dar așa cu ce înseamnă el în jurisdicție, pe vremea aia nu era așa ceva, își creau alt nume și așa mai departe, mergeau așa, se pierdea, s-a pierdut. N-avem nicio șansă să găsim un strămoș al lui Eminescu cu numele acesta în afară de al lui Vasile Iaminovici. Nu mai putem să găsim. Acum, ce s-a întâmplat? În secolul al XVIII-lea, eu obișnuiesc să-i spun în obsedantul secolului al XVIII-lea, găsim și alte argumente care au favorizat apariția acestor nume. Și anume, privilegiile ilirice. O diplomă a regelui Leopold I, a împăratului, că le-au și împărați și regi concomitent. Din 1690 s-a eliberat această diplomă prin care sârbi din Imperiul Habsburgic, fiindcă au participat la o bătălie contra turcilor și au pierdut-o Turcii atunci, Leopold le-a dat lor puterea aceasta să-i țină sub jurisdicția mitropoliei de la Karlovitz, din Serbia de astăzi, mai întâi de la Krušedol, Karlovitz, asupra tuturor ortodoxilor din Imperiul Habsburgic. Ei dirijau cum voiau. Cine vrea să se informeze, găsește acolo documente privitoare la istoria mitropoliei Banatului. Cartea lui Ide Suciu și Radu Constantinescu. Acolo găsim toate lucrurile acestea. Ce cu privilegiile astea și cum s-au comportat sârbii după aceea cu românii
Ei au fost primii care au început sârbizarea și denaționalizarea noastră, deznaționalizarea noastră. Nu ungurii, ungurii au venit după aceea cu isteria lor. Că asta a fost ceva isteric ce au făcut sârbii și, și maghiari, da? Maghiari mai târziu. Deci, a fost ce au făcut ei. La, prima dată, la preoți, deci oamenii din, din biserică, la cantorii bisericești, la darsele, au făcut la școală, pentru că n-au apărut școlile. Așa, imediat le schimbau numele. Când îi hirotonizau, gata, puneau un Ovici. Deci Oviciul acesta, există în toate, aproape, în toate limbile slave, nu este cel din cuvintele noastre. Banat, Ardeal și Bucovina. Bucovina, care nimeni ar zice că n-ar fi, și de-aia a ajuns și la, în Polonia. Foarte mult ce Minovici acolo. Prin această măsură care se află în privilegiile iubirice. Oamenii au fost imediat transformați în sârbi. Chestia asta. Și oamenii au fost și obligați să vorbească și sârbește. Dacă într-un sat, de exemplu, Banat, la școală era un singur sârb, toți trebuia să învețe limba sârbă. Ceea ce se spune că noi am avut relații amicale cu sârbii de cursul istoriei, nu e adevărat. Am avut aceeași istorie, dar nu am fost prieteni. Noi am fost cu ei, ei cu noi nu am fost. Bun, asta a fost, închidem paranteza. Asta, deci Oviciul ăsta de acolo apare. Ultima provincie care a fost inclusă în Teohatului a fost Bucovina. La 1775. Culmea este că episcopul pe care l-au trimis acolo sârbii se numește Vlahovici. Daniel Vlahovici. Deci numele lui este de român. Ăsta a sârbizat Bucovina. Părin? Ți-am spus. Bun. Alt factor favorizant. Austriecii, administrația austriacă era conștientă că în mare conglomerat habsburgic trebuie ținută o evidență foarte clară a populației. Și atunci au început conscripțiile, adică recensăminte la în prima parte a secolului al XVIII-lea avem marea conscripție din Dedare în 1715, repetată în 1720-1721 prin conscriptori maghiari. Deci ungurii au fost desemnați ca să scrie în catalogele lor. Așa, ce se urmărea prin aceste, prin aceste recensăminte? Deci, în primul rând, să se știe exact cât numărul locuitorilor. În al doilea rând, să se facă după ce se încheia recensământul, așa o bază de date de impozitare. Nu puteai să iei de la unul mai mult decât avea omul în mica gospodărie. Deci trebuia să știe clar că ce impozitele vine lor la sfârșitul recensământului și poate să se bazeze, poate să se bazeze pe asta. La în Bucovina s-au făcut pe vremea guvernatorului Carl von Enzenberg în 1778 două consignații. Deci una în 3 noiembrie
1778 și cealaltă în 15 decembrie 1778, la scurt timp. Ce urmărea prima? Emigranții din Transilvania. Din Transilvania au început să emigreze oameni în Bucovina. Trebuiau și ăștia prinși într-un... evidență. Într-o evidență undeva, într-un perfelor de asta. Așa. Iar în decembrie, deci cam la o lună și ceva, în 15 decembrie, s-a făcut consignația localităților unde s-au așezat acești emigranți. Care are și avantajul că ei notează numele omului și alături notează și acest nume, de unde veneau ei. Și atunci poți să constați exact cam de unde s-au dus acolo, fiindcă există o ipoteză a lui Batamani, de exemplu, academicianul Batamani, pe care o țin foarte mult și el a murit acum 2 ani. Am apreciat ce a făcut el. El s-a dus la Mitropolia din Suceava și a găsit acolo ceea ce Ion Roșu, care a scris, a început, Ion Roșu trebuia să scrie în mai multe volume despre Ionescu, a murit, a scris numai în primul rom, dar el era tezist acolo, el ținea morțiș să demonstreze că numele Ionescu vine din Banat. Și nu aș fi vrut să vină din Banat, cine n-ar fi vrut să vină din Banat, dar acum nu jucăm cu ipotezele, cu știința aceea. N-avea cum, a găsit un eminiu, ceva în genul ăsta, deci un administrator turc și gata, o singură atestare. Nu merge o singură atestare. Au mers, deci Ion Roșu a mers pe chestia asta cu Ghelina, să nu le impune ca radical al numelui Ghelina. Strâns legat de problema aceasta a evidenței demografice de acolo, este o patentă imperială din 1776, deci la un an după ce a fost, ca să fiu așa mai academic, după ce a fost înglobată Transilvania, Bucovina, în Imperiul Habsburgic și nu răpită, deci a fost răpită. Patenta aceasta imperială se ocupă exact de nume și stabilește ceea ce lipsea până atunci. De acum încolo se va transmite al doilea nume acesta, care ajunge nume de familie în sensul juridic de astăzi. Bărbatul păstrează numele respectiv al familiei, până când are numai fete. Fetele se căsătoresc, iau numele bărbatului. Atunci dispare. Deci asta a început să facă o rânduială aceea și acum, mai ales în perioada asta, sârbii au început să îi sârbizeze și pe cei care nu aveau nimic de a face cu biserica. Cât mai mulți, că își făcea efect. Începea să... efectul nu și-l făcea a doua zi. N-avea cum că să se impună legea asta imediat a doua zi. S-a întâmplat până în perioada Imperiului Austro-Ungar, că și aia la fel a avut același. Și au început și a continuat această sârbizare. Și în fine, tot legat de aceste lucruri, adică începând de la recensăminte, patenta asta imperială, asta era, de fapt, a fost
trimisă la, la Lvov sau la Lviv sau la Lemberg, nu? În Polonia, unde era comandamentul general. Acolo era comandamentul general al Austriei. Și a fost trimisă acolo. Și sigur că ei au extins-o acum asupra Bucovinei, care era, făcea graniță cu, cu Galiția. Și a, cum să spun, a, a fost o revoluție în onomastica noastră, prin această patrie. Greu am găsit-o la, la Viena, la Biblioteca Națională. Acolo am găsit-o și am putut să notez, să este scrisă în poloneză, este scrisă și în germană, numai în românește nu. Și eu mi-am tradus-o din germană și am publicat-o atunci, când, când am, am comunicat la tine. Deci, după recensăminte, după patenta asta, vine introducerea matricolelor sau protocoalelor tipărite la 1779. Și cum trebuie completate rubricile și avem documente care se păstrează din perioada aceea. Dar nu avem mai mult de, așa să zicem, înainte, familia Enescu, înainte de 1770, e greu să mai găsim ceva. Nu trebuie să se mai poate găsi la ora actuală. Ma cine știe, pe o mănăstire, pe undeva, ceva, s-ar putea să fie, dar pentru asta trebuie să putem investiga și foarte serioasă. Și costisitoare. Ca să aflu pe acești Beniamin, v-am spus, și Beniamin intră acolo tot, ca să, să aflu de la, de la Ministerul Afacerilor Interne, unde există de PAP, adică despărțământul ăla, cum ziceau pe, pe vremea astrei, nu? Departamentul evidenței persoanei și a bazelor de date. Asta e prescurtat de pasă. 120 de lei exploatarea unei ore. Deci dacă îi iau pe computer, pe procesare acolo, le trebuie 10 ore ca să răspunde la alea, 120 de lei. Nu am avut nevoie noi, dar am mai avut nevoie și de altele. Deci a luat o grămadă de bani. În loc ca Academia să se pună de acord cu NEAI-ul și, domne, le dăm la institutele de cercetare ale Academiei din țară. Și acum mai aveam accesul și noi, nu se mai pune și... niciodată nu, am, nu ne-am interzis ceva ce de la aceste institute. Ei, nu s-a făcut treaba asta. Eu mă opresc aici. Sper ca să până la urmă să nu existe așa dubii în legătură